Conducerea Colegiului Medicilor Neamț a urmărit cu îngrijorare faptul că alocarea de fonduri pentru cea de-a doua tranșă necesară achiziționării aparatului de radiologie de la Roman în valoare de 482.000 de lei a fost politizată intens, transformându-se într-o dispută politică între Consiliul Județean și Primăria Roman, lucru pe care îl consideră inadmisibil. Aici ar trebui să se țină cont de dreptul elementar al omului. Are dreptul la sănătate și libertate, care sunt valorile cele mai de preț ale fiecăruia dintre noi. Și trebuia să se țină cont de acest lucru. Fiecare din noi, indiferent că e la Roman, că e la Piatra, că este, la Huisureț, să zic așa, în vârful muntelui, are dreptul la sănătate și trebuie să fie tratat ca tare. Cred că la ora actuală toată lumea este aplecată sau preocupată mai mult de alte priorități, în ghilimele fie zis, adică de alegerile care urmează. Și atunci toată atenția este concentrată în acest sens. Poate că rămân pe planul 2, sănătatea, învățământul și celelalte probleme care totuși sunt extrem de importante pentru toată lumea. La prima întâlnire de săptămâna aceasta, biroul executiv a Colegiului Medicilor va face un demers către Consiliul Județean și Primăria Roman pentru a se așeza la masa discuțiilor și a rezolva această problemă foarte importantă de sănătate din județul Neamț. Ne stăm putință de la nivelul colegiului, bineînțeles că aveți sprijinul nostru. Ar trebui nu știu dacă vom și reuși în conjunctura actuală și în etapa actuală. Să avem o discuție poate săptămâna viitoare la nivelul biroului de executiv al colegiului și reprezentantul dumneavoastră, dr. Arvătescu, ar trebui să spună și el părerea, pentru că el trăiește practic ceea ce se întâmplă acolo. Marți 12 decembrie, conform anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Neamț, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Județean în care se va face o rectificare de buget. Cum campania electorală a trecut și PSD-ul a câștigat cu un scor zdrobitor alegerile, rămâne de văzut dacă majoritatea PSD-ALDE-PMP din forul județean va decide alocarea sumei necesare pentru cea de-a doua tranșă a aparatului de radiologie de la Roman. După obținerea autorizațiilor de funcționare, aparatul de radiologie de la Roman a fost pus în funcțiune, urmând a fi achitată cea de-a doua tranșă.